Pe 25 noiembrie, Tribunalul Buzău a hotărât să suspende noua organigramă aprobată pe 10 octombrie în cadrul unei ședințe a mini-parlamentului local, asta după ce peste 200 dintre cei 300 de polițiști care nu mai figurau cu posturi în noul document au acționat în instanță și au cerut suspendarea hotărârii de Consiliu Local. Solicitată cu insistență de către edilul șef Constantin Toma, motivarea judecătorului cu privire la suspendarea noii organigrame a sosit zilele trecute la primărie, odată cu adresa de comunicare a deciziei luată în cadrul procesului. Magistratul de caz precizează că aprobarea hotărârii mini-parlamentului local s-a făcut prin încălcarea dispozițiilor legii privind administrația publică locală, prin lipsa raportului comisiilor de specialitate. Proiectul de hotărâre avea la bază doar expunerea de motive și raportul serviciului de resort din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău, care la rândul lor sunt nemotivate sau motivate sumar. De asemenea, judecătorul a considerat că sunt indicii că adoptarea hotărârii s-ar fi făcut cu încălcarea unor dispoziții coroborate din legea privind administrația publică locală, poliția locală și din codul muncii, fapt care este de natură să oblige emitentul actului administrativ să întocmească separat o notă de fundamentare care să justifice măsura luată. Pe de altă parte, instanța a mai reținut și o aparentă nerespectare a prevederilor legale referitoare la oferirea în compensare a altor posturi, în contextul existenței unui număr de 140 de funcții publice vacante în organigrama supusă aprobării. În motivarea sentinței s-au luat în considerare și pagubele ce ar fi urmat pentru polițiștii locali, pierderea locului de muncă și implicit a sursei de venit. Primăria a făcut recurs la decizia Tribunalului Buzău. Vom vedea, în funcție și de evoluția procesului. De altfel, juriștii primăriei au depus chiar astăzi recurs la sentința dată de doamna judecător și urmează să vedem ce va decide justiția pe viitor în privința acestei spețe. În aceste condiții, procesul se mută la Curtea de Apel Ploiești. Între timp, sentința de la Buzău își produce efectele. Polițiștii locali nu mai sunt în situația de a fi concediați, iar primăria nu mai poate angaja personal în baza noii organigrame.